Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată de AJOFM Dolj, a reunit astăzi la Craiova peste 50 de angajatori și aproape 1000 de persoane dornice de a găsi un job. Agenții economici au pus la dispoziția celor interesați peste 700 de locuri de muncă, dintre care doar 98 pentru persoanele cu studii superioare. Cele 98 de locuri de muncă pentru persoanele cu studii superioare sunt pentru stagiari în domeniul producției de piese și subansamble auto, pentru inginer, diverse specializări, manager zonă, manager marketing sau inspector agent de asigurare. În categoria locurilor de muncă oferite persoanelor cu studii medii sau persoanelor calificate, cele mai multe sunt din domeniul construcțiilor, dar sunt oferite locuri de muncă și în vânzări, prestări de servicii, alimentație publică, protecție și pază sau confecții. Agenții economici au venit cu o ofertă diversificată, au stat de vorbă cu potențialii angajați, au primit CV-uri și au așteptat persoana potrivită pentru pozițiile oferite. Experiența este elementul important în realizarea unei game de produse de calitate superioară, așa cum producem noi, produse de calitate superioară. În momentul de față avem o listă de în jur de 15 poziții deschise. Majoritatea sunt poziții bune în producție sau vânzări, unde se caută persoane cu un minim de 2-3 ani experiență în domeniu. Suntem pe domeniul de web design, pe o companie de IT, și acum selectăm personal pentru coordonator, reprezentant vânzări și operator call center. Deocamdată acum nu am venit cu postul de programator spre ofertă, deci doar partea de management și de vânzare. Până acum au fost câțiva aplicanți și am stabilit deja interviu cu două persoane. Căutăm proaspăt absolvenți de facultate sau absolvenți pentru profilele cu care lucrăm, în special pentru Amazon. E vorba de limbi străine, în general limba engleză, spaniolă sau italiană. La fel căutăm economiști. Sunt peste 50 de locuri de muncă momentan. Aproape 400 de persoane au fost selectate în vederea angajării, iar 37 au fost deja încadrate în muncă. Nu toți cei care au venit la Bursa Generală a Locurilor de Muncă cu speranța angajării au fost însă norocoși. Cam slăbuță și nu cu mari speranțe de reușită. Ce post căutați dumneavoastră? Ori studii medii, ori studii superioare. Deocamdată nu am găsit, ofertă există, ca profesie sunt economist, analist, o să lucrez și ca operator, introducere, date, facturări, până la urmă orice job este binevenit. Eu am venit la Bursa Locurilor de Muncă pentru să caut un loc de muncă. Agent de pază, am electrician, electromecanic, lăcătuși mecanici. Am și dintre asta de fochist. Sunt mai multe, am mai multe calificări în domeniu. În general, ceva în genul comerțului, pentru că este mai ușor și nu necesită prea multă muncă. În sensul că nu trebuie să depui efort fizic prea mare. Cum ar fi pentru tine un job ideal? Păi, un job ideal să fie cât mai bine plătit și program cât mai scurt.